Și toată lumea s-a sculat la finalul melodiei lor, absolut toată lumea s-a sculat de pe banchetele de pe feribot și a început să danseze, a fost o atmosferă foarte, foarte spectaculoasă. Hello! Roxana, mă bucur foarte tare să fie aici lângă mine pe această canapea pe care se întâmplă foarte des fashion talks-urile noastre de la el și te-aș invita mai des, dar nu știu de ce nu vii. Nu că nu vin, dar cred că am fi în pericol pentru că noi nu știm să punem punct, Domnica. Asta de dată, am vorbit 10 ore. Ultima dată când am fost la New York, am stat în avion 9 ore și 50 de minute și nu am reușit să punem punct. Adică am ajuns la New York și cumva eram nedumerite. Am ajuns deja. Deci este un risc. Mi s-a părut și cam, cam puțin, așa e, da. Un motiv de bucurie, exact. Nu doar să fim împreună, dar să și ajungem într-o destinație care ne place foarte tare, iar motivul a fost, de fapt, cel care ne-a mobilizat să facem un trip atât de scurt. Pentru de două zile. Două nopți, da, trei nopți. Zile și două nopți, da, la New York, pentru a vedea ultima colecție Tommy Hilfiger, Spring Summer 2025, și a ne întâlni din nou cu Tommy Hilfiger himself pentru o discuție foarte savuroasă. Mi-a făcut mare plăcere să fiu de față la discuția pe care ai avut-o tu cu Tommy. Părea că sunteți prieteni vechi, știi? Și chiar sunteți cumva. Am participat împreună, dar mai ales... M-a întâmpinat spunând, îmi pare bine să te revăd, ceea ce, mă rog, nu pot spune că suntem prieteni nici măcar, dar într-un colț al minții lui și-a adus aminte, da, că a mai văzut această figură. Da. Dar, da, lăsând asta la o parte, și într-adevăr faptul că este... am participat la toate, la majoritatea show-urilor lui și am fost cumva alături de toată, de tot parcursul lui, toată evoluția lui. În ultimii 10 ani. Da. E extraordinar să iei parte la așa ceva, mai ales că mi se pare că el scrie cumva, face parte din o pagina istoriei modei, nu știu cum să-ți spun. Sigur, știi? Că americană, dar și nu numai. Da, internațional. Și e foarte interesant să poți să participi la chestia asta și să le vezi cu ochii tăi. Deja avem, nu știu, el a fost primul care a introdus conceptul de see now by now, dacă ți-amintești, care acum e deja, cam toată lumea îl face, dar el a fost primul și nu prea înțelegeam ce înseamnă, dacă ți-amintești, acum 10 ani. Mm-hmm. Nu știam ce înseamnă. Și tot el a introdus aceste colecții în colaborare cu reprezentanți ai generației Z și nu numai. Practic, este extrem de relevant întotdeauna pentru că îmbrățișează cultura pop și îmbrățișează social media, unde practic aici se întâmplă toate discuțiile și trendurile. Pornesc foarte mult din zona asta de social media și e important ca un brand, pe lângă, sigur, hainele, colecțiile pe care le produce, să fie și în conversațiile publice și mai ales în cele din social media. Și dacă ții minte toate colaborările lui cu Gigi Hadid sau cu Zendaya sau Lewis Hamilton, au avut un impact extraordinar de mare. Da, totdeauna admir crowd-ul de la show-urile lui. Știi că mergem tot timpul mai devreme ca să ne uităm cine este acolo. Și te amintești acum pe feribotul acesta imens pe care a fost ultimul lui show, când a venit toată gașca de asiatici, cei mai cool oameni din lume la ora actuală. Mi-a plăcut foarte mult cum au descins. Da, în primul rând așteptăm mereu să vedem ce o să facă în următorul show. Pentru că, așa cum spuneam, nu este vorba doar despre haine. El numește acest moment fashion-tainment. Uh-huh. De la combinația dintre fashion și entertainment. Da. Pentru că întotdeauna aceste prezentări sunt mai mult decât niște catwalk-uri în care vedem o colecție frumoasă, sunt niște momente de entertainment
care cuprind cumva întregul brand. În interviul pe care îl veți putea citi în revista Elle, chiar spune că tot brandul Tommy Hilfiger se învârte în jurul cuvântului FAMES. F de la fashion, A de la art, M de la music, E de la entertainment și S de la sport. Deci până la urmă, asta. Exact, da. Până la urmă, orice brand care ajunge în top, ca să se mențină în top, trebuie să aibă o abordare 360. Nu e doar important. Mai ales în ziua să... de azi e imposibil, exact, altfel să. Exact. Cum e și până la urmă, știi, încerc să nu mai spun revista Elle. Încerc să spun doar Elle. Pentru că până la urmă, revista este doar o felie din toată comunitatea Elle care este astăzi. Adică noi suntem astăzi și social media, noi suntem și online, noi suntem și YouTube, dar suntem și evenimente, revistă, deci până la urmă un brand puternic trebuie să aibă astăzi o atitudine 360 și întotdeauna s-a întâmplat asta cu Tommy Hilfiger. Și cum ziceai, cu o zi înainte, ții minte că cu o zi înainte de show am participat la o petrecere, la un cocktail și mă uitam la toți invitații care, mă rog, aveau vârste diferite și probabil veneau și din medii de pe continente, din țări diferite. Mulți erau îmbrăcați în Tommy Hilfiger și era foarte simpatic să vezi cum fiecare și-a asortat diferit ținuta de styling, proprie, aveau un styling diferit chiar dacă itemurile erau aceleași și era foarte mișto să vezi chestia dar asta. Dar același vibe și se simțea în aer, da, cumva, da. Un stil așa foarte relaxat, tipic american, puțin preppy, puțin sporty, iar colecția s-a plăcut foarte tare, cred că e printre preferatele mele, pentru că e inspirată evident din termenul nautical, care și mie îmi place foarte tare, și lui așa Tommy Hilfiger, își face aproape toate vacanțele pe barca lui. Păi l-am și întrebat, zic, acum după ce am văzut colecția aceasta, ne bucuim toate vacanțele pe barcă și știu că este pasionat de sailing, de boats, și știu că împărtășiți aceeași pasiune. Da. Și chiar, așa ca o paranteză și un insight, în această vară s-a deschis magazinul Tommy Hilfiger din Mykonos și a participat și la această lansare, deschidere, și nu doar atât, dar a invitat mulți influencer și personalități pe barca lui și au continuat și acolo petrecerea. Ce rău, pare că n-am fost. Că asta, nu, dar asta, de ce am spus lucrul ăsta? Pentru că îți dai seama de personalitatea lui și de deschiderea lui. Adică nu este un tip închis și rece și rezervat, vorbești doar prin PR sau este un tip deschis care te lasă să intri în lumea lui. Îi place, adică vezi clar că he's enjoying it. Adică nu o face doar de PR sau nu o face pentru a ajuta brandul. Și întreaga lui echipă, mi se pare, pentru că și acum la New York, noi am avut 15 minute de stat de vorbă cu el. Mi s-a părut că a fost mult mai mult, sincer. Dar și evident că era și PR-ul lângă noi și în mod normal, pentru că vorba aceea, facem aceste interviuri cu personalități și întotdeauna după, nu știu, 12-13 minute, PR-ul îți spune, îți last question sau te face să te simți cumva că trebuie să închei. Pe noi ne-a lăsat jumătate de oră. Pentru că și-a dat seama că conversația curgea foarte normal și firesc, că el era antrenat în discuție și plăcea să stea de vorbă cu noi, încât nu te-ai simțit presat de nimic. Da, a fost mai mult ca o discuție la el pe canapea. Și ziceai și de casting, într-adevăr. Și la cealaltă colecție, unde ne-a spus, zice, a fost când a plouat show-ul Tommy Hilfiger, s-a ținut pe o ploaie torențială. Și era afară în Brooklyn. Exact. Și exact asta ne întrebau, zice, ai fost la show? Zic, da, am fost. Dar a fost foarte, foarte mișto tot setup-ul și ziceai de casting. Mai ales acel casting a fost atât de divers și atât de special, cumva îți decupa
efectiv o parte din cum este societatea astăzi, mai ales cea neorcheză. Și asta îmi place la el, că este relevant și vorbește pe limba generației de astăzi. Da, așa e. Și revenind la colecția de acum, pentru primăvară-vară 2025, mi-a plăcut foarte tare mixul de culori, mixul de materiale, croielile oversize, dar nu... Adică, nu știu, cu cap cumva, stilizate cu cap și cu... Păstrând totodată linia lui de preppy, classic, da. American. Da, dar formele și materialele erau foarte moderne și asta mi-a plăcut foarte tare. Da, e un material în special care era ce foarte... inspirat din jachetele de sailing. Ah, exact. Știi? Acum fac legătura. Da. Am în garderobă produse Tommy Hilfiger pe care le port în continuare sezon de sezon și știi sacoul meu în caroul da, beș. Da, e superb. Chiar el vreau să... Am pus mâna pe el să-l iau, să-l port și pe-aia m-am gândit, Dumnezeule, l-am purtat de nu știu câte ori în ultima perioadă, ori să spună oamenii că nu mai am alt sacou, dar este un lucru pe care îl apreciez pentru că nu e vorba doar despre modă, este vorba și despre durabilitate și hai. Hainele sunt într-adevăr, sunt bine făcute din materiale naturale și de foarte bună calitate. Pentru că, iarăși, un alt punct foarte pentru Tommy Hilfiger și pentru brandul Tommy Hilfiger este sustenabilitatea. Și este un brand care a îmbrățișat acest trend care acum 10 ani era un trend. Astăzi însă este o necesitate, este un lucru... Da, dar uite că nu multe branduri au ajuns să fie sigur sustenabile, că da, foarte puține el a fost un vizionar, se numără printre ele. El a fost un vizionar și a investit în tehnologie și în acest cuvânt sustenabilitate. Și chiar l-am întrebat în interviu dacă a fi sustenabil nu îți mărește prețul de producție. Într-adevăr, mi-a confirmat că îți mărește prețul de producție, nu cu mult, dar că este singura soluție pentru a... Rămâne pentru relevant a fi și pentru a dura relevant și, în timp. Da. Exact, pentru că până la urmă lucrurile mereu evoluează, tu trebuie să-ți refaci toate strategiile. Moda trebuie să se uite astăzi mai departe de ținutele spectaculoase de pe podium și să realizeze că are un impact asupra mediului, asupra planetei, dar și asupra comunităților care ajută la crearea acestor ținute fantastice pe care le vedem noi pe podium. Este o responsabilitate și este extrem de important pentru branduri să ia lucrul ăsta în serios. Revenind la show acum, aș vrea să mai povestim câteva insight-uri, de exemplu că era Brooke Shields prezentă și Anna Wintour, lui Brooke Shields, fiica lui Brooke Shields, și la finalul show-ului au apărut cei de la Wu-Tang Clan, care pentru mine au însemnat ceva în adolescență. De observat că Wu-Tang Clan s-a dus la Anna Wintour să o salute, să high five, nu știu, și păi a au răspuns pe, și a fost un moment simpatic. Și toată lumea s-a sculat la finalul melodiei lor, absolut toată lumea s-a sculat de pe banchetele de pe ferry boat și a început să danseze, a fost o atmosferă foarte, foarte spectaculoasă și specială ca de obicei. Vine, el are tot timpul câte o surpriză la finalul show-ului. Da, și știi cine erau asiatici de care spuneai la începutul emisiunii? Stray Kids. Deci formația aceasta sud-coreană este... Arătau foarte cool, nu i-am ascultat. Arătau foarte cool, sunt extraordinar de popular pentru generația Z, cel puțin. Și sunt cei pe care Tommy Hilfiger i-a îmbrăcat la Met Gala. Pentru că toate brandurile, iarăși, toate brandurile se înghesuie să îmbrace femei frumoase, actrițe, în rochii elaborate și așa. Și Tommy Hilfiger a avut un alt approach, i-a îmbrăcat custom-made pe membrii formației Stray Kids și a avut un succes, cel mai mare, de fapt, cel mai mare succes raportat la postări și la l-au avut la Tommy Hilfiger, da. Ai văzut cine este imaginea Tommy Hilfiger din acest sezon? Da, băiatul lui Arnold Schwarzenegger. Da. L-am și văzut noi. Ți-l-am arătat, era cu paltonul. Exact, chiar ne întrebam, domne, dar nu este cald? Nu este cald? A trecut un băiat pe lângă noi foarte drăguț, foarte stylish, dar avea un palton foarte mare, foarte mișto.
Dar amândouă am zis, mama mia, dar cât de... Da. Iernatic îmbrăcat, mă rog, era foarte simpatic. El împreună cu logodnica lui. Logodnica lui, da. Abby, sunt imaginea. Care da. Este și ea este a defilat model. În show. Da. Și a defilat și fata lui Sylvester Stallone. Deci da, a fost da, un da. Mix. Un mix, de... un mix de real people cu modele consacrate sau modele la început de carieră. Lucru care, iarăși, a făcut ca tot castingul să fie unul foarte, foarte strong. Da. Și toată atmosfera. După aia, foarte frumos era view-ul de pe acel ferry boat. Știi că acest ferry boat, intitulat pentru acea seară Tommy Ferry, lega Manhattan-ul de Staten Island. Da. Iar acum el a fost cumpărat de Pete Davidson. Împreună și ce cu să facă partenerul cu lui, să-l închirieze pentru party-uri, pentru events. Deci ca business. Ca business, da. Probabil că, nu știu, l-au cumpărat și în amintirea da. Că el stă în Staten da. Island da. Și probabil că și-o fi da. Petrecut copilăria pe, pe acest ferry. Da. E o chestie și sentimentală, emoțională, nu știu. Dar a fost într-adevăr o locație inedită. Uh-huh. Aveai un view incredibil. Da. Brooklyn Bridge in Manhattan. Dintr-o singură privire. Exact, exact. Și te întrebai unde va fi podiumul, cum va fi layout-ul show-ului. Peste tot erau chelnerii îmbrăcați superb da. Cu tot timpul are șampanii, la toate show-urile are, cu... foarte, are un packaging foarte amuzant pentru popcorn, hot dog, avea niște hot dog da. În miniatură, popcornul pe care era branduit cu Tommy Hilfiger și în care găseai o surpriză dacă îl deschideai, ai mâncat popcorn? Nu l-am mâncat pentru că știi că sunt într-o dietă. Au, le-am uitat, Roxana, n-a băut șampanie, n-a mâncat ba da, am făcut o excepție fix ai băut șampanie Tommy, în seara aia. Acest show, da. M-a lăsat singură la New York să mă distrez de data asta. Da, cu toate că eram flămânde, pentru că știi cum e, ajungi la New York și îți dorești să bifezi tot și să mergi la muzee, să mergi la expoziții, să te uiți și la magazine, să faci da. Interviu cu Tommy, să... adică sunt multe, multe lucruri pe care vrei mereu să le bifezi, iar acum n-am avut timp de foarte multe lucruri, am dar am ajuns la, care de fapt la nu Guggenheim. Era. Am ajuns la Guggenheim da. Și asta a fost simpatic și sigur că mereu, adică și faptul că mergi pe stradă, te îmbibi de o altă un alt vibe. Vibrație. Mă enervează cuvântul vibe, nu știu, vreau să nu mai folosesc. Vibrație. O altă vibrație. Mi-a dat o altă vibrație orașul. Zici dar, tu că merge? Da, merge. Da, merge foarte bine. Merge. Sunt câteva, am făcut o listă. Așa. Cu niște cuvinte pe care vreau să le evit. Pentru că s-a abuzat de ele și trebuie să venim cu altele noi, mereu. Deci, Domnica, ți-am spus că nu suntem în stare să punem punct, totuși nu știu cât a trecut, adică cred că am avut și noi un script, dar avut din, foarte nou, multe de povestit. Din nou nu putem să ne ținem de un script, așa încât cred că trebuie să punem punct, nu? Și revenim cu următoarea emisiune despre Tommy Hilfiger, despre următorul show, despre următoarea colecție. Despre, vă ținem la curent cu tot ce urmează să facă el pentru brandul său, care ne este foarte drag și pe care îl purtăm cu mare plăcere. Da, și uite, culmea și că eu port foarte rar portocaliu, cred că niciodată, dar asta e o nuanță care îmi place foarte tare. Dar a început să stea bine în orice, Domnica. Serios. Acum când îmbătrânesc, măi, Roxana. Păi da. Păi... Nu, glumim, da. Și eu vreau să spun că am foarte multe când ai spus despre câte piese ai de la Tommy Hilfiger și porți, eu am o colecție de hooduri pe da. Care o ador da. De la Tommy Hilfiger da. Și nu mă pot despărți de ele. În orice călătorie am câte un hood Tommy Hilfiger în valiză, să știi. Deci Dominica de fiecare dată când călătorește în primul rând are un hoodie și mai eu când mă întâlnesc cu ea la aeroport mă gândesc, ia să vedem cu ce hoodie mai vine Dominica, că în general nu vine cu același. Adică la jeans și la hoodie poate să-și deschidă un magazin da, liniștită, nu? Da. Și Tommy Hilfiger, o mulțumesc foarte bună pentru acest gen de piese, așa că da. Vă invit să mergeți la magazin, la magazinele din toată țara și să vă alegeți piesele preferate, aveți de unde alege. Și o să fie și multe piese și din această colecție de podium pe care am văzut-o la New York, o să fie în România. Available, da. Mhm.
Bine. Shopping plăcut. Mulțumesc, Roxana, că ai venit la mine. Mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem curând.